târziu. Până atunci îi spunem bună dimineața și bun venit doamnei doctor dermatolog, medic, dermatolog Mihaela Leventer. Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Doamna doctor, de multe ori alegem să ne facem un tratament cosmetic sau un tratament corporal și mergem la saloanele de înfrumusețare în schimbul drumului pe care ar trebui să-l facem la medicul dermatolog. Așadar, în această dimineață discutăm despre pericolul din saloanele de cosmetică. Dacă vreți un tratament cosmetic, facial și o îngrijire estetică corporală, sigur că trebuie să vă ajungeți într-un salon de cosmetică și nu neapărat la doctor. La doctor ajungi dacă ai într-adevăr o problemă de piele sau dacă ai o nevoie specială care necesită un act medical de înfrumusețare cutanată, de exemplu. Dacă ai nevoie de un peeling, de un tratament laser, de o injectare cu acid hialuronic, un neuromodulator, atunci cu siguranță, sau de remodelare corporală cu echipamente medicale, atunci te îndrepți către serviciul de medicină estetică dintr-un cabinet dermatologic sau de chirurg estetician și nu spre salonul de estetică de la colțul blocului, de unde se face manicură și coafură. Dar, doamna doctor, cum ne alegem cabinetul să fie totul în regulă? În general, între client și cel care prestează serviciul de estetică, se stabilește o relație foarte apropiată și creează un fel de... Tratamentele acestea creează și dependență și loialitate. În general, se spune că nu-ți schimbi coaforul pentru că ai încredere cum îți aranjează părul, la fel și cosmeticiana și probabil, la fel cum nu schimb, eu știu, medicul estetician, medicul stomatolog și alte specialități care creează această legătură foarte personală cu pacientul sau cu clientul. Doamna doctor, cred că una dintre principalele probleme, cel puțin la nivelul feței, este acnea. Atunci când constatăm, pur și simplu când ne uităm la oglindă, că avem un început de acne, unde ar trebui să ne îndreptăm mai evident repede? Că, către medicul dermatolog? Evident că sau de acne se ocupă dermatologul. Acnea este o problemă de sănătate cutanată și utilizarea unor produse cosmetice nepotrivite, cum ar fi baze prea grase, produse de camuflaj, cum sunt fondul de ten, pudra, pot să amplifice acnea. De altfel, trebuie să știți că acnea la vârsta adultă, la femeie, este în general legată de produsele de cosmetică utilizate nepotrivit. Totuși, am observat că sunt foarte multe doamne și domnișoare care s-au ales cu acne după ce au fost la salonul de înfrumusețare. Păi exact asta spuneam. După un tratament nepotrivit, pot să amplifice o reacție de tip acne. Și nu numai se întâmplă lucrul ăsta. Se poate produce o dermatită de contact, deci o iritație a pielii. Există foarte frecvent văd dermite de contact după produsele de colorare ale părului, după tratamente, de exemplu, de peeling utilizate în saloanele de cosmetică, tratamente destul de nepotrivite și de neadaptate tipului de piele. Există reacții iritative după produse sau foliculite, de exemplu, după produsele de masaj mult prea grase utilizate pentru îngrijirea corporală. Știu că unele fete se tot plâng în urma acestor tratamente. Sunt dureroase tratamentele pentru acne și sunt curios, doamna doctor, dacă alimentația are vreun aport în toată treaba asta. Da. Tratamentul cosmetic nu trebuie să fie dureros. Tratamentul cosmetic trebuie să fie plăcut, trebuie să contribuie la înfrumusețarea pielii, la emoliere, la hidratare, la luminositate, la creșterea tonusului cutanat. Tratamentele medicale pot să fie însă neplăcute, pentru că în cabinetul dermatologului utilizăm instrumente medicale, de exemplu lansete cu care deschidem câte un coș sau extractoare de comedoane care sunt instrumente medicale, dacă mă refer la acne, sau alte instrumente în funcție de tipul de problemă cutanată pe care o tratăm. Despre alimentație. Alimentația în acne nu are așa o mare importanță. Fac acne indiferent de dietă, persoane care mănâncă
fac și vegetarienii și carnivorii, oameni care trăiesc în medii foarte diferite și oameni pe meridiane diferite. E o boală comună care nu ține neapărat de dietă, deși se discută importanța dulciurilor și a produselor lactate de la animale tratate hormonal în producerea leziunilor de tip acnee. Doamna doctor, și să zicem că alegem să ne facem un tratament facial în cadrul unui salon de înfrumusețare. Ca și client, la ce trebuie să fiu atent? Cosmeticiana trebuie să-și dezinfecteze ustensilele? Categoric, trebuie să lucreze cu instrumente curate, dezinfectate, trebuie să aibă mâinile curate, trebuie să utilizeze produse care sunt în termen de garanție, nu sunt produse expirate, și la calitatea produselor pe care le utilizează. Sunt câteva repere care trebuie să ne intereseze. Și încă un lucru foarte important, nu acceptați să faceți un tratament medical într-un salon de cosmetică, pentru că în ultimul timp am observat în, și în București, dar și în alte orașe din țară, oferte destul de care mizează pe oferta de preț, prețurile foarte mici făcute acolo la, în salon, de produse injectabile, filere, toxină botulinică, în niciun caz într-un astfel de mediu, pentru că nu este un mediu construit pentru un tratament medical. În general, nu sunt făcute de oameni cu o experiență sau cu o omologare. Sunt oameni care caută să evite exact rigorile unui tratament într-un mediu steril. Doamna doctor, dar fetele se mai pot machia în cazul în care au această problemă cu acnea? Adică afectează cumva sau... Păi, dacă machiajul excesiv produce, poate să ducă la acne, sigur că ar trebui să limităm utilizarea produselor de camuflaj. Și există o recomandare în acest sens. Sunt și produse non-comedogene, adică produse care nu duc la acne și care sunt recomandate în perioada unui tratament. Cu siguranță că nu poți să interzici unei femei cu probleme de ten să-și camufleze defectele cutanate, însă sunt produse special construite pentru astfel de probleme care pot fi utilizate la indicația medicului. Doamna doctor, uitați, eu, de exemplu, am avut dintotdeauna un ten deficitar, cu mici sau mai mari probleme și am apelat la un moment dat la un tratament cosmetic. În urma acesta m-am ales cu o acne de toată frumusețea. Mi s-a făcut extracție, un subiect destul de controversat. Da. Unele cosmeticiene, cât și medici dermatologi, aleg sau nu această variantă. Mie mi s-a făcut extracție la nivelul feței și când am plecat de acolo, mai pe românește, fața mea bubuit. Da, nici eu nu agrez extracția coșurilor, mai ales într-un mediu nesteril, asta este un lucru. Apoi, nu poți să-ți lași pielea pe mâna cuiva care nu face diferență între comedon și pustulă și nu știe despre ce este vorba și de ce are voie să se atingă și ce nu are voie să atingă. De foarte multe ori, tratamentul unui ten cu probleme începe la medic și abia ulterior recomandăm utilizarea tratamentului cosmetic. Trebuie să știți că există și o cosmetică medicalizată, medicală, care utilizează de la produse cosmetice sterile, există o astfel de ofertă, la produse non-comedogene, deci care nu produc acne, și în general în acest loc se lucrează cu mânușă și cu sprijinul unor echipamente, aparate, care ne ajută să restructurăm foarte rapid aspectul pielii, încât dintr-un tratament să ieșiți mai frumoasă, mai luminoasă și nu cu bube pe față. Eu, sincer, sunt foarte curios. Din fericire, n-am avut această problemă cu acnea, însă am avut prieteni care, după ce s-au tratat, tot are au făcut o recurență. Boala în sine are perioade de valuri eruptive și perioade de autolimitare. Dacă în
îngrijirea locală nu este cea corespunzătoare, perioadele acestea de recrudescență pot să apară. Însă o acne adevărată se tratează în general la medic și vă asigur că se poate vindeca stabil, fără recurență, fără recidivă. Totul este tratamentul care se adaptează la tipul de problemă cutanată, se ține cont de niște analize medicale pe care trebuie să le facem prealabil, sunt controle care se fac regulat de la 6 săptămâni la 3 luni, până când pacientul iese din problemă. Doamna doctor, are legătură apariția, dar și întreținerea acnei cu faptul că seara, înainte de culcare, nu ne demachiem corect? Da, are legătură. Demachiatul face parte din... Este un gest foarte important de îngrijire cutanată, așa cum trebuie să ne spălăm pe dinți seara. Trebuie să folosim un produs de curățare, chiar dacă n-am fost machiate, pentru că asta praful... Asta este foarte important, deși praful, că multe domnișoare nu se demachiază dacă consideră că în timpul zilei nu au aplicat machiaj pe față. Nu este bine, pentru că suntem expuși prafului ambiental, avem pe piele celule moarte care trebuie să îndepărtate și curățarea aceasta înainte de somn este foarte importantă în îngrijirea tenului. Doamna doctor, sunt foarte curios cu ce se face corect curățarea tenului, fiindcă vreau și eu să știu și cred că toată lumea este curioasă. Pentru că lucrați în televiziune, vă trebuie produse de machiere foarte bune calitativ. Pentru cei care au tenul sensibil, produsele de tip apă micelară sunt foarte bune. Există pentru machiajul de televiziune, laptele de machiant este mai indicat decât un produs foarte lejer. Laptele de machiant este cel care curăță stratul gros de fond de ten. Bine, și nu neapărat pudră. Pentru toți cei care lucrează în televiziune, pentru toți cei care se uită. Exact, la cei care se machiază, da. Femeile în special. Iar după curățarea aceasta cu lapte de machiant, fața trebuie spălată și se poate aplica o cremă hidratantă, de exemplu, pentru menținerea adezivității celulare și pentru emoliere și texturare plăcută a tenului. Acum pe piață avem o serie întreagă de produse care ne ajută către demachiere. Că e apă micelară, ce ați menționat-o mai devreme, că vorbim de lapte de machiant, spumă de machiant, șervețele de machiant. Exact. Care este cea mai bună variantă și care este cea de ocolit? Toate sunt bune și sunt utile și depind foarte mult de momentul și ceea ce vrem să facem. De exemplu, dacă vrei să-ți schimbi machiajul de-a lungul zilei, probabil că este mult mai ușor să folosești un șervețel de machiant. Dacă te demachezi seara acasă, poți să folosești o spumă pentru că te speli imediat după. Sau poți să folosești un lapte de machiant pentru că este un ambalaj mai mare și nu o să-l ții în poșetă. Deci sunt produse adaptate la activitate și la tipul de machiaj pe care îl folosim de-a lungul zilei. Bun, doamna doctor, când trebuie așadar să mergem la cabinetul doctorului dermatolog sau la salonul de înfrumusețare, dacă dorim pur și simplu un tratament simplu de iluminare, de rejuvenare, așa, să ne dăm un tonus mai bun? Tratamentul cosmetic obișnuit se poate, întreținerea curentă se poate face într-un salon de cosmetică și încurajez să faceți acest lucru. Dacă doriți însă un tratament de rejuvenare, deci de reîntinerire a pielii, un tratament care modifică funcția celulară, atunci trebuie să ajungeți într-un cabinet de dermatologie, să vi se recomande produsele adaptate sau produsele necesare pe tipul dumneavoastră de ten. Și desigur la dermatolog, ori de câte ori aveți o problemă de piele reală, coșuri, cicatrici, bubițe care nu trec de altfel. Doamna doctor, vă mulțumim mult cu și drag. Spuneți-ne unde vă pot găsi telespectatorii noștri. Cabinetul meu este în centrul Bucureștiului, aproape de Muzeul Țăranului Român. Este o clinică specializată pe dermatologie medicală și cosmetică. Perfect, iar pe Facebook Mihaela Leventer, medică dermatolog. Mulțumesc. Mulțumim tare mult și vă mai așteptăm cu mare drag la noi.